Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. 9 august, am trecut și de portalul portalurilor, nu știu dacă efectele planetelor se mai simte și astăzi, cu siguranță cu toții suntem într-o stare de amorțeală, pentru că e aproape de mijlocul lunii august și cei care au fost în concediu deja sunt sătui de muncă și cei care n-au plecat în concediu și așteptăm concediu, parcă suntem așa cu nerăbdare să ne luăm vacanță. Dragii mei, e o perioadă, suntem în postul Sfintei Mării, am văzut că se țin evenimente cu dezlegare de la preot, am văzut că chiar dacă e postul Sfintei Mării, se țin tot felul de evenimente, dar o parte din artiști sunt mai liberi. Reușim cumva să-i prindem cu arcanul, nu altfel, și să-i aducem la Dale Dimineții, pentru că peste câteva vreme începe din nou acea perioadă aglomerată până în postul Crăciunului, cred că cu adevărat aglomerată, și nu o să mai reușim să-i aducem la matinal, poate așa la câte o înregistrare, sau cel mai frumos ar fi să nu lipsim de la evenimentele lor când urcă pe câte o scenă, să ne ducem să-i aplaudăm, că până la urmă cred că asta e hrana unui artist. Acum nu știu dacă e așa sau nu, dar o să o întrebăm pe Aida Busuioc în această dimineață. Bună dimineața, Aida! Bună dimineața, draga mea! Bună dimineața și celor de acasă! Ai mare dreptate! Cred că nu am fi nimic fără voi, toți cei care ne ascultați, și acum mă refer poate și la tine, pentru că știu că particip la evenimentele și la spectacolele unde și eu particip. Și nu-mi rămâne decât să îți mulțumesc și să le mulțumim tuturor celor care ne urmăresc și ne apreciază și umblă așa după noi, că poate nu sunt toate evenimentele aici, acasă, în Deva, sunt și în jurul județului nostru și e o nespusă bucurie când văd oameni care vin și mai în vârstă și umblă după noi și umblă după spectacolele noastre și se bucură așa de câteva ore de petrecere și poate uită de cele de acasă mai rele. E frumos să fii artist. Spunea Aida înainte de emisiune că ea, cuvântul ăsta artist nu se prea împacă cu el, nici cu cuvântul cu vedetă nu se prea împacă. E tare modestă, o cunosc deja de câțiva ani, am văzut-o de câțiva ani, sau aș putea spune că o știu de câțiva ani buni. Întotdeauna când îmi pregătesc o emisiune, mă gândesc, încerc să mă duc în trecut, să-mi aduc aminte cam unde v-am cunoscut prima dată. Nu mi-am adus aminte, dar mi-aduc aminte cu certitudine că primele dăți când am văzut-o, n-am văzut-o ca și interpretă de muzică populară. Am văzut-o ca și dansatoare. Pe urmă a făcut eu legătura că Aida Busuioc, care cântă muzică populară, e aceeași femeie care și dansează în cadrul corpului de balet a ansamblului profesionist Drăgan Muntean. Exact. Ți-aduce aminte ce șoc am avut? Deci nu-mi venea să cred, coboruse de pe scenă și te schimbase în alt costum. Dar asta, că eu mi-aduc aminte că mă prezentase și pentru cântat și pe aceea ai zis, tu când te-ai schimbat? Cum? Eram de dreptul jocat, tu ce cauți îmbrăcat? Da, a fost acel moment. E minunat sentimentul ăla și adrenalina aia, deci am trecut prin niște momente din cadrul spectacolelor de la ansamblul profesionist Drăgan Muntean, în care aveam la dispoziție, nu știu, 5 minute maxim și aveam de dezbrăcat și îmbrăcat ceva destul de complicat. Da. Fetele, colegele mele mă ajutau în spate, una am ținut de o foto, una am ținut batic, una grafele, numai ca să mă... Era atât de frumos, bine, este în continuare pentru că eu îmi doresc să mă reîntorc, este o plăcere pe care nu o pot lăsa deocamdată deoparte, dansul, deci aștept un pic să mai treacă ceva timp și o să mă reîntorc cu toată plăcerea acolo.
De-abia apucăm să te vedem și înapoi la dansuri, că pe scenă deja te-am văzut. Ce e impresionant, noi te vedem destul de des în emisiuni, te-am văzut și la Ana Gabor, te-am văzut și la Elis Ursu aici la noi la Hunedoara 1 TV. Ce nu am reușit eu să aflu, să spunem așa, și am zis că știi că dale dimineții e așa un parcurs prin copilărie și 50 de minute de amintiri din viață. Ce nu am înțeles, tu unde ești născută? Tu ești hunedoreancă? Da, sunt născută aici în Deva, județul Hunedoara. Părinții mei sunt tot în Deva, au crescut, ca să spun așa, dar împărțită fiind sunt din Moldova și din județul Alba Cărpiniș, din Țara Moților. Da, nu o să uit niciodată acea tarabă a copiilor acolo în centru. Să știi că eu nu uit unele lucruri. O blondă frumoasă s-a apropiat, n-avea nevoie de ce a cumpărat de la copiii ăia, sunt convinsă. Ah, pleci la sărbătorilor de iarnă, așa e? De Moș Nicolae ceva. Eram curioasă cine e doamna și cineva mi-a spus Aida Busuioc. Nu știu ce ai făcut cu ce ai cumpărat de la copila și cred aceea. Cred că și în ziua de astăzi le-am, că nu le-am dat mai departe. Am că le dau mai departe, că le-am luat cu niște inițiale, de fapt, chiar al niște finuțe de ale mele și a băiatului meu, dar nu le-am dat. Le-am ținut pentru mine. A fost acel moment în care am rămas pentru totdeauna cu un gând bun la Ida. Am început să o urmăresc mai atent, să spunem așa. Și am descoperit-o în tot felul de locuri, dragi mie. Și urmează un material care mi-aparține. E filmat cu telefonul în Centrul Cultural Drăgan Muntean, adică aici la Casa de Cultură. Dar o să povestim mai multe despre acest material după ce îl vedeți, dragii mei. Despre ce e vorba și ce e acolo și ce s-a întâmplat la acel eveniment vorbim după. Andra, te rog. Bună dimineața, Andra, bună dimineața, Bianca. Tăceți amândouă, nu ziceți nimic. Somnoroase fetele mele în dimineața asta. Andrușca, ne ajuți cu filmarea? La 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 la
următorul moment. Sunt tare fericită și mândră de fapt parte din acest spectacol și pentru că drumul meu la liceul de muzică a fost relativ scurt, 2 ani, dar amintirile sunt pentru o viață întreagă și nu am realizat cât de important a fost și domnul profesor la aportul meu în viața mea și în viața mea artistică, decât acum când anul trecut a pășit și băiatul meu de 7 anișori la școală, așadar, domnul profesor, abia aștept să-l văd aici pe scenă cu dumneavoastră, deci nici vorba de pensie, da? Mulțumim! Mulțumim pe dată! 25 de ani de Românașul, dragii mei, un eveniment pe care dacă l-am ratat din punct de vedere tale dimineții, eu vă promit că n-o să-l ratez în această toamnă, o să mai venim cu filmări de la 25 de ani de la Românașul. Copiii ăștia care au fost, au trecut prin școala, prin fabrica de talente, cum îi spun eu, pentru că liceul ăsta e fabrica de talente, 2 ani, de ce doar 2 ani? Pentru că eu mi-am continuat studiile la liceu, în prima parte, clasa 9 și clasa 10, la liceul 3 ani. Eu nu am vrut să aud de muzică atunci când am fost la liceu, nu eram focusată pe domeniul ăsta, dar unele întâmplări mai bune, mai puțin bune de fapt, care m-au îndemnat să mă transfer. Deci într-o zi am făcut transferul părinții, maica mea nici nu știut că eu m-am transferat la muzică. Nu mi-am spus, eu mâine dimineață trebuie să mă duc să-mi dau diferențele, cum se dau. Păi cum? Păi uite așa, dar cum ai făcut asta? Nu știu, le-am adunat, m-am adunat și m-am mutat. Și a fost cea mai bună alegere și dacă aș putea să dau timp înapoi, deși că eu nu regret ce mi se întâmplă așa în general în viață, dar dacă aș putea cumva să mai pot alege câteva lucruri, ar fi fost să mă duc de la bun început la muzică. Pentru că acum, prin prisma și a băiatului meu care, cum spuneam, anul trecut a pășit la școala de muzică, îmi dau seama că, într-adevăr, copiii care au această latură artistică mai dezvoltată, este cel mai bun mediu să se dezvolte. Deci, și pentru mine a fost acei 2 ani, chiar dacă au fost doar 2 ani, am acumulat niște cunoștințe din punct de vedere și a muzicii, teoriei și mi-a plăcut. Deci am văzut că m-am modelat și mi-am deschis această, cum să zic, casetă de acolo de muzică. A fost ceva foarte, foarte benefic pentru mine. Și dacă aș putea să dau timp înapoi, poate că aș fi mers de la bun început, dar e bine și așa, că uite, mă bucur că domnul Ovidiu Demea, când m-a sunat, chiar mi-a făcut o bucurie foarte mare că am fost printre cei aleși, că cred că dânsul a făcut invitația tuturor, dar că, na, nu se poate chiar la toată lumea și m-a bucurat tare mult că m-a sunat și chiar a spus domnul Demea, dacă nu se întâmplă cumva să nasc sau să pățesc, Doamne ferește, altceva, zic eu vin cu tot dragul, nu, dacă o să avem grijă de tine, te punem să cântăm la început, să cânti la început, numai să fii bine, să stai jos, să... Dar să domnule, că nu sunt bolnavă, sunt doar însărcinată, dar sunt ok, e bine. Nu m-am răbdat, am mers la spectacol, domnul profesor e un om minunat, de fiecare dată, am făcut vreo 2 emisiuni cu domnia sa, de fiecare dată se simte, își notează, să nu cumva să vă uite pe careva, toți sunteți copiii lui și nu îl vezi așa că vrea să nu vă supere pe niciunul dintre voi. O să revenim, vă promit, am spus cu o emisiune dedicată acestui eveniment, 25 de ani de Românașul și o sper cu tărie, deși nu am copii să-i trimit la muzică, dar sper cu tărie ca domn profesor să nu se pensioneze, să mai rămână un pic în cadrul liceului, că uite, văzându-vă pe voi, o mare familie, pentru că cu siguranță o să scap pe cineva, nu mai vorbim de instrumentiștii care, aia a fost cea mai tare orchestră pe care am văzut-o vreodată, cu atâtea valori strânse la un loc pe scenă. Dar tu, Adriana Ștefan,
Teo a fost pe scenă în acea zi, nu știu, a fost așa un spectacol cu greutate, cred că să reușim să vă adunăm într-un spectacol pe toți e foarte greu. Și acolo v-ați adunat în jurul domnului profesor. Da, vă dați seama ce satisfacție a avut dânsul să ne vadă pe toți cum v-a realizat și pe plan profesional, mulți dintre noi cu familii, cu copii. Tu ai fost minunată. Eu când am văzut-o, am întrebat-o pe Eli Sursu, eram în sală. Nu, eu n-am înțeles fata asta, dacă naște aici la noi, cu noi pe scenă. Curajoasă, ai fost curajoasă. Și sunt, de fel sunt, așa, nu știu, așa am crescut, așa. Oricum, eu consider că ceea ce vrea Bunul Dumnezeu să se întâmple, se întâmplă, orică sunt acasă, orică sunt pe scenă. Dar eu mi-am dorit, de obicei, cam tot ceea ce îmi doresc, mi se întâmplă. Și așa că dacă mi-am dorit foarte mult să particip și am zis, Doamne, ai grijă de noi, de mine, de fetița mea, să fie totul în regulă și așa, n-am avut ce să mi se întâmple și acum eram lângă casă. Nu suprimejdioasă, nu pun rău în față. De cele mai multe ori sunt foarte pozitivă. Deci... Și până acum am ieșit. Și țiasă de fiecare dată, da. Pentru că ne încânți de fiecare dată. Eu am fost și la evenimente private, povesteam, la vremea aceea nu mă cunoștea. Și am ales într-un an să-mi petrec ziua de naștere cu ea, fără ca ea să știe cine sunt. Am fost așa ca un simplu invitat acolo la petrecere. Dar... E ceva care la Ida m-a impresionat mereu. Combină cumva partea asta de muzică de petrecere cu folclorul autentic românesc. Ai o chestie deosebită, nu cred că sunt primul care îți spune sau prima care îți spune. Ai un timbru, ai ceva special în voce, nu pot să-mi dau seama ce... N-am reușit încă până aici, urechea mea asta surdă, nu. Dar ai o vibrație specială și în momentul în care cânți, eu te-am întrebat dacă ești din județul Hunedoara, pentru că te-am auzit cântând muzică populară din zona Jiene, de exemplu. Da. Parcă ai fi de acolo. Spus lucrul ăsta. Nu mai e un secret, eu am crescut cu muzica populară din zona aia, aud foarte mulți interpreți care cântă muzică populară din zona mea, Jienele sunt preferate și la nunți, botezuri, evenimente, așa, dar ai ceva aparte, de unde... Bun, odată de unde dragostea pentru muzică populară, adică cine ți-a deschis apetitul pentru așa ceva? Nu știu dacă... uite, ai menționat de evenimentele private. Nu știu dacă mai ții minte. Eu cânt, de exemplu, și muzică ușoară. Da, știu. Și la fel de mult, nu știu, am impresia că mă transpun. Când sunt acolo, parcă am un alt vibe să cânt, să, nu știu, mă modelez. Dacă cânt Jienele, nu știu, îmi plac foarte mult. Îmi place ceea ce cânt, îmi place. Deci dacă nu mi-ar plăcea ceea ce cânt, eu nu fac această meserie, acest lucru, doar pentru satisfacțiile financiare. Exclus. Nu pot, nu aș putea să, nu aș fi ajuns să cânt de 15 ani, să încă să-mi sune telefonul și să fiu contactată. Pentru mine asta înseamnă că, adică să am o continuitate, mi se pare mult mai important decât să fiu undeva foarte sus, undeva unde am ajuns eu pe această latură de viața profesională. Repet, iubesc ceea ce fac, iubesc ceea ce cânt, îmi aleg melodiile, repertoriu, chiar și oamenii care mă contactează pentru evenimente, mie mi se pare că sunt mai special, nu știu, eu cu toți m-am împrietenit și cu toți mă simt foarte bine. Locul în care eu mă duc să cânt, cumva să mă și distrez, să mă simt bine, nu doar gata, să treacă noaptea, hai să ajung o dată acasă. Nu fac lucrul ăsta. Și poate că și tu, auzindu-mă cântând, e adevărat, că Jienele, toată lumea zice, bă, dar tu de unde ești? De unde? Ești din județul Sibiu? Că ești din județul Alba? Nu știu, îmi plac. Sau poate că au și linia asta melodică care o cânt eu mai... Na, nu știu. E ceva, nu-mi dau seama ce, nu mi-am dat seama până acum, am ascultat-o de foarte multe ori, într-adevăr, eu am auzit-o cântând și muzică ușoară,
prin prisma evenimentelor, presupun că ți-ar fi fost mult mai ușor să schimbi mai la îndemână, să spunem, să schimbi registrul. Ceea ce mi-a plăcut e că n-ai renunțat la partea de folclor autentic românesc și îl păstrezi așa cu sfințenie. M-ai întrebat că de unde vine această plăcere? Tot din prisma dansurilor. Când eu am început la dansuri la clubul copiilor, la platul copiilor, la Pădureanca, acolo eram nu prea. Și ulterior, când am crescut, am ajuns la ansamblu Silvana, pe mâna doamnei Eli Sursu. Deci pentru mine, și atunci, în perioada aceea, cine ajungea acolo, nu era puțin de acolo. Nu. Da. Și mergeam la ansamblu și eram la repetiții cu grupul de copii de începători. Eu avansând mult și învățând, doamna Elis m-a văzut și când m-a pus, nu mai știu, pentru prima dată pe formulă, a scos o fată veche și m-a pus pe mine. Pentru mine a fost, am zis că atunci și, nu știu, zbori. Vai! Ai prins aripi. Adică mi-a dat o foarte mare încredere. Ea, doamna Elis, având încredere în mine să pot înlocui o veterană, a fost, am zis, mă, na, înseamnă că cred că fac bine ceea ce fac la dans. Și de acolo s-a dezvoltat muzica populară în sufletul meu mult mai amplu față de cum era când am fost copilă. Nu, adică când eram copilă tindeam mai mult să ascult Andrei, Trei Sudez decât să ascult muzica populară, folclorul nostru. Și de acolo ea cumva și doamna Mariana Angel, pentru că am fost și pe mâna dânsei la Școala Populară de Artă, mi-au transmis respectul ăsta față de, începând de la costumul popular, începând de la felul în care arăt când îl port, de la felul în care și-au ceea ce când îl port, datorită lor pot să spun că am învățat să respect muzica populară și folclorul. De asta și în ziua de astăzi nu uit de ramura asta a muzicii și mereu am proiecte care sunt, consider eu, folclor, deci nu muzică comercială, nu muzica pe care o cântăm la evenimente, este folclor. Acum, desigur, sunt multe artificii care se folosesc în studiouri ca să înlocuim poate instrumentele reale, reci, cum se spun, ca să imprimăm folclorul autentic, cum se făcea pe vremuri, dar eu zic că 80% mă modelez și mă apropii cât mai mult de folclor și să las ceva în urma mea, să las un text curat, o melodie frumoasă, pe care sper să nu o copiez după altcineva, că majoritatea mi le compun eu, alături de soțul meu, cam noi amândoi lucrăm la proiectele noastre muzicale și cred eu că mi-am îndeplinit scopul și vreau să-l îndeplinesc în continuare, pentru că am ajuns și eu să mă sune copilași care acum încep să cânte și să-mi ceară voie să-mi cânte piesele, chiar Jiana Băcițelor, care am cântat-o. E o piesă foarte îndrăgită, văd că de copilași, de fete și de grupuri am văzut care au imprimat-o și îmi cer voie și nu mă face decât să mă bucur. Deci înseamnă că am făcut un lucru bun, am lăsat ceva în urma mea și sper să mi ajute Dumnezeu în continuare să evoluez, că încă mai am de învățat și încă mai am lucruri de pus la punct, să de arătat cine sunt, în mare parte cam toată lumea mă cunoaște, dar consider că mai am lucruri de făcut. Dragii mei, rămânem în atmosfera acestor melodii, Jienele, pentru că uite, ne scrie domnul profesor George Câlțea. Bună dimineața, bună domnul dimineața, profesor. Bună dimineața, domnul profesor. Și scrie, bună dimineața, felicitări pentru emisiune. Mulțumim mult și de tot. Și domnul George, în paranteză, este iarăși unuia dintre oamenii căruia îi mulțumesc pentru încredere și pentru că îmbracă atât de frumos momentele în care eu particip la ansamblu și nu numai când. Jiana Păcițelor face parte dintr-un colaj muzical sau din instrumentală de a orchestrei și auzind-o la dansuri mi-a plăcut foarte mult partea asta și m-am dus la domnul George și am zis: domnul George, știți, mie îmi place foarte mult partea asta, n-aș putea cumva să fac niște versuri pe ea, uite. Aida zice, uite, nici mie nu mi-am aparține în totalitate, zice, eu trebuie să dau un telefon mai departe să vedem dacă ne lasă. Domnul Lică, tot din Valea Jiului, el mi-a îngăduit și și mulțumesc pe această cale, atât lui cât și domnului George, pentru că m-au lăsat să aduc un text
potrivit aceste linii melodice, pentru că este așa cumva foarte plină de viață și datorită lor o am linia melodică și am succes cu ea și le mulțumesc tare mult. Are ansamblul ăsta Drăgan Muntean acolo o mână de comori. Mereu spun comorile județului Hunedoara, și ansamblul Silvana, și ansamblul Hațegana, și salutăm aici, văd că Limpri Priescu se uită la emisiune, Marcel Maric ne spune bună dimineața, Radu Diana, îți trimite inimioare, Vasile Enea de la ansamblul Hațegana ne scrie bună dimineața, mult succes invitatei dumneavoastră. Daniela, soția lui, ne scrie bună dimineața, bună dimineața Dani, și ea dansatoare. Tanti Maria Hinț ne spune bună dimineața și succes invitatei. Adriana Furcă, Bianca Hinț ne scrie bună dimineața. Bună dimineața, în sfârșit de săptămână, binecuvântat, cu multă sănătate. Felicitări, stimă și respect pentru tot ce ne oferiți, toată admirația pentru invitata dumneavoastră, doamna Aida Busuioc. Vă mulțumesc anticipat, pupișdul și doamne ajută, voce fermecătoare, așa e, doamna Adriana. Vă pup cu mult drag, doamne ajută tuturor. Pe doamna Adriana vreau să o întâlnesc în vacanța asta care urmează, sper să reușesc să mă întâlnesc cu ea. E domnul profesor, el se pliază cumva pe vocile voastre. Am văzut, nu știu, spectacole nelimitate și cu voia lui Dumnezeu mai vedem. Uite și Bălan Cătălin se uită la emisiune. Colegi. Cătă, bună dimineața! Ne salutăm, Cătălin! Rămânem în atmosfera jienelor, mergem pe urmă mai departe pentru că are pe lângă o voce minunată, are și o familie la fel de minunată cu care m-am impresionat nu odată. Așa mai din lateral, cum stau eu, o familie frumoasă are. E tare curajoasă la viață fata asta. M-a impresionat întotdeauna. Dar până una alta, o melodie de joc și revenim în studio. Să ne povestească de unde o are. Soare, ei, hai, și iar hai, măi, ciobane, măi, caută al meu ciobănaș și lasă-ți la oraș. Ei, hai, și iar hai, măi, ciobane, măi, cu Maria ori Ileana, cu Breaza ori Coț ori Cana, stau în casa socrilor sau în vârful munților. Cu Maria ori Ileana, cu Breaza ori Coț ori Cana, stau în casa socrilor sau în vârful. Stau în casa socrilor sau în vârful munților. Și-a, băi,
Și mă tot uit după cameră la televizor. Acum eu deja am recunoscut câțiva dintre cei din videoclip. Nu mergem chiar până acolo. Trebuie să dăm. Călin Priescu ne scrie bună dimineața, felicitări pentru emisiune. Bălan Cătălin ne scrie bună dimineața, felicitări pentru emisiune. Îmbrățișări calde Aidei, succes în toate. Mulțumim, Cătăl, la fel îți dorim și ție. Eu l-am recunoscut în videoclip pe Adi cu pe fluier. Filmul nostru, Adrian. Așa. Adi, sunt concediu la mare. Da, Lucaci, știu. M-au topit cu pozele. Adi Lucaci, îl salutăm și pe el și pe Iulia. L-am recunoscut. Și pe Rareș, băiețelul lor. Acum, și da. Sunt, el primul. El e primul. Băi, da. Asta înseamnă minuni acum. Da, am văzut că acolo la plajă. Da, nu vă urăsc, vă iubesc, să vă distrați. L-am văzut pe Fălăuș, da, care și face parte din formația cu care tu cânti în privat. Păi acolo în videoclip sunt băieții cu care eu cânt, în afară de Adi, de Finu, pentru că el a participat la imprimarea melodiei în studio și chiar și o părticică din Jiană, cred că mi-a făcut el, pentru că de multe ori când mai sunt în impas, iar arăt, uite, Finule, uite ce text am, uite, ajută-mă, că poate tu când mai cânti, mai studiezi, și de multe ori m-a ajutat de foarte multe ori și, că repet, la, cred că la ultimele proiecte pe care le-am făcut în studio, la toate el a imprimat taragotul, că cine altcineva decât, în primul rând, că e fiul meu și în al doilea rând, că e cel mai bun. Corect? De acord. Păi, da. Are și el o Jiană foarte faină cu Ovidiu Pintilei înregistrată. Da, adevărat. Îi salutăm. Na, că sunteți în concedii, așa, vă strică în concediile. L-am așa pe Fălăuș, care e și coleg cu tine la ansamblu. Radu German, saxofon. Așa. Luca Florin, pictorul, că multă lume nu știe de pe Luca Florin, da. Care cântă la orgă în videoclip Rana cu acordeonul. Acordeon. Și soțul meu, bineînțeles. Și soțul ei! S-a lăsat la final, da, așa. Da. Cum îl cheamă pe soțul ei? Emil. Emil îl cheamă pe soțul ei, îl salutăm pe Emil, bineînțeles că știam, ne-am mai întâlnit de câteva ori, așa, pe lângă scenă sau pe la, chiar la Centrul de Cultură și Artă ne-am întâlnit într-o zi. Și ajungem la frumoasa ta familie. Dar, prima dată, de unde ai textul de la Jiana asta? Eu l-am făcut. Păi, cu cât eu l-am avut. Da. Maria și Ileana. Ai avut tu oi acasă și le-ai pus numele Maria și Ileana? Nu. De fapt, ideea mea a pornit de la... În textul respectiv este vorba despre feciorul, ciobanul, care stă la oi, dar totuși ar trebui și o mândruță. Și nu prea vrea să dea viața de acolo de sus, de la stână, că e bine și aer curat. De multe, e totală. Dar totuși trebuie și o mândruță. Că de asta zice, cu Maria Orleana, ori cu Breaza, ori cu Țurcana. Deci ce să facă, ce să aleagă? Dar până la urmă, ia fata și-o duce. O ia fata. Că zice acolo că totuși tu falnic, fecior, te măriți, ori te însori. Că e frică să stai cu socrii. Dar totuși trebuie să se însoare. Foarte tare melodia. Da. Ascultată de câteva ori, dragii mei. Atât am vrut să întreb. Dar și întrebat la începutul emisiunii. Ești din Deva, ești din județul Hunedoara sau tu chiar ai trăit o bucată din viață la țară? Foarte tare. Textul mi-a plăcut. Felicitări. Mulțumesc. Cine ți-a făcut linia melodică? Eu. Așa. Înregistrată la studioul Codruț, la Otto Horvat. La Otto. Așa. Da. Și cu imaginile cine s-a... Badea și mai am văzut acolo nume parcă care părea cunoscut. Domnul Grigore Chitul îți scrie: am depus întrebarea ce se întâmplă cu emisiunea de folclor a lui Eli Sursu. No, după vacanță probabil Eli o să se întoarcă. Nu știm, domnul Grigore Chitul, dar se uită Alin Eugen Ienciu la emisiune și probabil că scriu foarte mulți mesaje, dar așa cum spun de fiecare dată, nu vă supărați pe mine, nu dau citire tuturor mesajelor pentru că nu le văd. De vină este Facebook-ul, dragii mei, noi suntem live pe Facebook și pe YouTube
dar nu văd în timp real toate mesajele. Cu siguranță Aida o să vă răspundă în cursul zilei de astăzi sau mâine și o să puteți să... Oricum le mulțumim tuturor. Le mulțumim. De acum. Da. Da, noi ca să nu rămânem dator, măcar nu... cum mulțumesc. Da, vă mulțumim că ne urmăriți. Mergem mai departe pentru că mai avem, uite, Vățuc frumoaselor, ne scrie Alin Eugen Ianciu. Mai avem 15 minute de emisiune și o melodie și foarte multe poze și să-l vedem și pe Emil și să mai vedem ce îngeraș mai avem acolo și dăm drumul la Pozeandra pentru că vreau să vadă. Ia uitați-vă aici după filmarea de la la cât timp după spectacolul 25 de ani de Româna și ai născut, Aida? Când a fost? Spectacolul a fost în mai, pe sfârșitul lunii. Așa? Parcă și eu am născut în 4 iulie. În 4 iulie. Deci pozele sunt mai mult decât grăitoare. Nici nu știu, să știți că de foarte multe ori mie nu mi se întâmplă să rămân fără cuvinte, dar după ce am văzut aceste poze nu știu dacă, Doamne, hai să vedem cum se numesc cei doi îngeri. Primul meu îngeraș, întâia mea iubire, numele lui este Deian. Are 7 ani și 8 luni, 9 luni. Și cea de-a doua minune, care are 5 săptămâni, se numește Tiana. Tiana Aida Elena. Care niște părinți ușor, puțin cam nărozi, i-au pus 3 nume, dar n-am putut renunța. Tiana i-am pus numele pentru că este asemeni fratelui său sârbesc. Și mi-a plăcut să am legătura asta între ei. Bunica a fost cu ideea și bine că au avut-o, că e foarte bun. Și mi-a plăcut foarte mult. Aida a zis tatălui că el, dacă facem o fetiță, el nu a întâlnit nume mai frumos și trebuie să-l pună Aida. Și m-a bucurat, m-a flatat. Și Elena a zis că trebuie să aibă și un nume de sfânt, că și băiețelul meu are Ionut și a trebuit să aibă Elena și gata. Am un păcat pe toată lumea. Nu pot să nu te întreb... De ce nume sârbești? De unde dragostea pentru numele astea? Nu știu, nu, a fost cu băiețelul, pur și simplu ascultam pe Andreea Voica și are o melodie în care o zicea ea frumos așa în cântec, Deiane, numele tău, și a zis, mamă, zic, auzi Emil, cum sună numele ăsta, Deian. Eu nu auzis, adică îl știam pe soțul dânsei că îl cheamă Deian, dar nu mi-o nimic. Da. Când am auzit-o pe ea cântând, eram pe mașină către un eveniment, zic, auzi cât de frumos sună numele ăsta, Deian. Și Deian a rămas primul și după aceea mama mea, după ce am rămas însărcinată și am aflat că e fetiță, o dat ea o căcare de-astea pe internet, pe Google, nume sârbești de fete, să vedem ce apare, ce... Și a apărut Tiana, dar se scrie, teoretic, ele se scrie Tijana, că așa se scrie în Serbia, și ne-am renunțat de la J și am pus Tiana cu 2 de ei. Mi-a plăcut foarte mult, îmi place, îi se potrivește. Mă uit la ea și eu când o strig, chiar îi se potrivește, că eu am așa o chestie, mi se par că numele ne sunt predestinate cumva. Exact asta am vrut să-ți spun. Da. Tu știi că numele pe care le purtăm ne sunt predestinate? Și eu cred asta, da, și eu cred asta. Și mă uit la copiii mei acum și am impresia că dacă ar fi chemat altfel, nu știu, că aveam o listă cu nume de fete foarte frumoase, deci, fai, câte am găsit. Dar acum când mă uit la ea, ăsta e cel mai potrivit. Îngeri și nu întâmplător le spun așa, are o melodie, e ea un înger, copii îngeri, nu mai înțelegem nimic, dar o să ne povestească o altfel de Aida Busuioc, exact cum am povestit, o altfel de, să știți că nu eu am ales melodiile. Eu am ales doar bucățica aceea de la Românașul 25 de ani. Am lăsat-o pe ea să-și aleagă 2 melodii pe care să le aducem în această dimineață în casele și în sufletele dumneavoastră, așa de sfârșit de weekend. Ea a ales aceste 2 melodii. Următoarea melodie e așa de suflet, de, nu știu, o să ne povestească ea despre melodie după ce o ascultăm împreună, noi două, cu dumneavoastră și cu fetele de aici. Mm-hmm.
aripi, ce mă-nalți cu a ta privire, trimis mie dinspre ceruri, ca să-mi oferi iubire. Îngeraș fără de aripi, ce mă-nalți cu a ta privire, trimis mie dinspre ceruri, ca să-mi oferi iubire. Nu se vorbe să te alinte în privirea ți o zâresc, nici oamenii n-astă lume să le spun că te iubesc. Și-mi ridic ochii la ceruri, pui să mulțumesc și cât că-am dat viață și-am îmbrațe cel mai scump dar pe pământ. Și-a ta privire îmi înseninează fața, cel născut doar din iubire împorți inima și viața. Zâmbetul și-a ta privire îmi înseninează fața. Nu se vorbe să te alinte ți-o zâmbesc, nici oamenii n-astă lume să le spun că te iubesc. Și-mi ridic ochii la ceruri, pui să mulțumesc și cât că-am dat viață și-am în brațe cel mai scump dar pe pământ. Mai avem 7 minute din emisiune, așa mi-a transmis șefa la butoane, Andra, din această dimineață, dragii mei. 7 minute. Wow, ce frumos cântă! Felicitări pentru această piesă minunată, ne scrie Călin Priescu. Îl salutăm pe Juicy, e online. Un prieten din Spania, Mircea Cimporescu, ne scrie bună dimineața. Mă bucur că ai revenit. Constantin Pandia ne scrie de la Hațegana, ne scrie la bună dimineața. Draga mea, sunt imagini din viața ta reală. Acum, locația, domeniile, așa, n-am cum să nu, o salutăm pe Flavia, ea s-a ocupat corect cu, așa, și poveste cu flori. Da. E o poveste frumoasă făcută pe care Flavia o... Mulțumesc tare mult așa. Ocazia asta, că a înfrumusit așa tot decorul. Bine, că acolo este o locație minunată, da. Dar... na. Ce-a făcut, i-a ajutat mult.
Povestea e o poveste frumoasă de viață reală. Real. Adică... Melodia pe care ai spus că de ce am adus aceste două melodii la voi în emisiune, Jiana este ultimul proiect care l-am făcut, chiar filmat, eram cu fetița în burtică, și melodia Îngeraș Dansuri Părinților, mi-am dorit tare mult să aibă loc în viața mea și în viața celor care mă îndrăgesc, pentru că la evenimentele ne particip și sunt botezuri, de cele mai multe ori Dansul Părinților este această melodie, a cumva transpune sentimentele, o părticică din sentimentele și trăirile pe care le are un părinte. Exact așa ne simțim noi, cu atât mai mult acum că avem doi îngerași pe lume, nu ne rămâne decât să mulțumim Bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce avem. Și prin melodie și prin text, cred că numai așa vreo 10% pot să vă spun cum ne simțim noi, cel puțin acum de când avem și pe fetiță, e totul, nu știu, înălțător. Nu găsesc cuvinte. Mă întreabă multe lume, cum e? Eu încă nu realizez că sunt mamă de doi copii, cumva, mă uit la ei și, na, dar... Realizează, dragii mei, la 9 zile după naștere să ai eveniment. Stați să ne revenim imediat cu poze. Dar ne scrie Alina în ciud, un mesaj pe care vreau să-i dau citire. Astea sunt trăiri și nu vin întâmplătoare. Așa se exprimă dragostea din viețile celor care au harul de a le pune pe melodii de suflet. Felicitări tuturor, mă închin și vă doresc sănătate. Sergiu Stănescu ne spune bună dimineața, venim la cafea mai târziu să ținem de urât. E prietenul meu din centru. Foarte frumos a scris Alinie Înciu. Adevărat. Pe repede, înainte că mai avem câteva minute de emisiune, vrem să vedem niște poze în care Aida noastră, la 9 zile... Asta nu este de la 9 zile, este la următoarea săptămână, pentru că la cel la care am participat la 9 zile nu am fotografii deocamdată, pentru că eu atunci m-am dus ca surpriză pentru Miri, pentru că le spusesem că nu mă pot duce, pentru că mi-era frică, dar am zis, dacă o să mă simt bine și dacă Dumnezeu vrea, poate vin. Și lor nu le-am spus și le-am făcut o surpriză. Îmi pare rău că nu v-am trimis bucățica, e cam o singură filmare. Și asta este la următoarea săptămână. Da, din următoarea săptămână. Da, asta e din următoarea săptămână. Curajoasă, dragii mei, foarte tare. Hai să familia ta din formație. Da, deci cum spuneam, să iau de la Darius cu vioara. Așa. Doni, DJ Trif, așa îi spunem, Doni, spunem noi, DJ-ul care este cu noi la evenimente și e un băiat foarte, foarte muncitor și foarte ok. Cel de lângă mine cu cămașa albă este fratele lui Darius, Mihai Fălău, solist, acum a intrat în această lume. Nu l-am auzit până acum. O să-ți placă, 100%, da, și el pregătește proiecte noi și l-am luat lângă noi cu tot dragul, pentru că este un băiat care are mult talent și mult potențial și sper să aibă un drum. Dacă e jumate decât frate sau pentru frate sau jos spălăria, da, tot încerc să-l aduc departe, la o emisiune. Radu cu saxofon. Așa? Radu German, Pictorul clape și da, armonie și soțul. Și mai face parte din familia asta mea, cu care mă duc la evenimente, nașul nostru de cununie, nașul și de botez, bineînțeles, care el ne duce și ne aduce în siguranță de cele mai multe ori, dar cred că era plecat. Adică nu, că era seara, cred că el dormea, că el merge la somn seara. Dar ca să zic așa, toată asta familia mea de la evenimente, da, aici este în poza aceasta și nașul meu. Da, foarte frumos, felicitări băieți, mie îmi sunteți tare dragi, am zis de-abia pusele. Da, am noroc cu ei că nu m-aș fi întors eu la cântat dacă n-aveam așa ajutor, dar sunt niște băieți, niște oameni de care sunt foarte mândră în primul rând și mă bucur că i-am lângă mine, atât cât o să ne permită Dumnezeu să facem oameni fericiți, e minunat. S-a cam terminat emisiunea. Poveștile nu. Noi mai continuăm și după emisiune, dragii mei. Aida, ce ai vrea să le transmiți celor care te-au urmărit în direct sau te vor urmări în reluare? Pentru că emisiunea rămâne pe Facebook, îți dai seama că ea o să fie vizionată și răzvizionată și de cei mai somnoroși care s-au trezit mai târziu. Ce le transmiți? În primul rând că le mulțumesc că acordă câteva minute ca să
mai audă despre mine una alta, deși că, exact cum ai spus, platformele astea ne ajută foarte mult să arătăm oamenilor ce mai facem. Într-adevăr, acum a fost o perioadă în viața mea în care m-am focusat doar pe nouvenita familie, ca să zic, sau de fapt pe toată familia noastră, care e număr de 4 și totul este nou și nu învățăm cum să ne comportăm, dar urmează, telefonul meu este plin de notițe cu texte, cu linii melodice, deci cariera mea, pot să zic că am poftă de lucru, deci urmează noutăți, să rămâneți aproape de mine, sper să nu vă dezamăgesc, sper în continuare să mi-apreciați munca și chiar dacă sunt și critici, le primesc cu tot dragul, atât timp cât sunt constructive și mă ajută cu drag. Altceva, ce pot să zic? Să vă bucurați de tot ceea ce aveți, să mulțumiți lui Dumnezeu pentru puțin sau multul care îl avem, pentru că atunci când ne așteptăm mai puțin, ne oferă ceea ce cândva poate doar am visat. Dragii mei, nu prea mai are rost să mai completez, foarte frumos spus, felicitări pentru tot ceea ce faci și tu și soțului tău, cei doi copii minunați. Eu vă doresc să vă împliniți visele, care or fi ele, știi că ai o voce minunată, mie una îmi place, o spun acolo unde îmi place, îmi place și unde nu îmi place, știți că mă cunoașteți, sunt răutăcioasă uneori, dar eu te felicit și pentru viața frumoasă de familie și felul în care reușiți tu și soțul tău să împletiți. E mai rar, mai greu, dar la voi se vede acea pace și liniște. Este cu adevărat. Vă completați reciproc. Doresc tuturor să simtă și simtă. Să fie cum suntem noi. Iaca, anul acesta de 9 ani căsnicie și de 15 ani împreună și să fie mult și bine, numai da. Sănătoși împreună da. Pentru copiii noștri. Doamne ajută! Aici ne luăm la revedere, dragii mei, că s-a încheiat emisiunea, nu de alta, de ne oprește Andra butonul imediat. Eu pot să vă spun doar așa, simplu, așa cum vă spun în fiecare zi sau de fiecare dată când am ocazia. Încercați să fiți buni cu cei de lângă voi, pentru că nu costă nimic. Partea aia cu dacă ești bun, ești prost, iară nu face două parale. Haideți să rămânem ancorați în binele din sufletul nostru, pentru că printre toate misiunile pe care eu le aduc în casele dumneavoastră, nu fac decât să vă arăt, să încerc să vă arăt că există oameni frumoși, de bine, în lumea asta a mea mai ciudățică și mai naivă. Dar eu cred că vom reuși să ne strângem noi oameni ăștia care credem în frumosul din viața noastră. Și eu cred că cei care mă urmăriți și sunteți alături de mine, în direct sau în reluare, simțiți partea aia frumoasă din binele, din omul de lângă voi. Nu trebuie decât să încercați să dăruiți un pic din voi, din ce ați primit de la Dumnezeu, pentru că la un moment dat, așa cum a spus și Aida, vine acea zi în care binele, iubirea pe care o dăruiți, vi se va întoarce. Eu vă doresc un august minunat. Aici ne luăm la revedere și ne vom revedea curând. Rămâneți aproape, Unedoarea 1 TV, tale dimineții.